Dragi prieteni, în noiembrie 2016, bătrânul Backpack Your Life, atunci mai puțin bătrân decât acum, a făcut un clip în care va arăta cât costă să trăiești aici în Vietnam. Iar el, de-a lungul acelui clip, el, vorbesc de mine la persoana treia, e anormal, iar el, anormalitatea e normală aici la Backpack Your Life, iar eu atunci am cheltuit într-o zi 26,5 dolari, vorbim de 2016. În acest clip vreau să văd dacă pot să trăiesc o zi cu acei bani. Evident că timpul a trecut, anii au trecut, bătrânul Backpack Your Life este mai puțin sărac decât era atunci, doar că mi se pare foarte interesant acest challenge, de-aia stau în aceeași zonă, în aceleași locuri și o să vă arăt câți bani am cheltuit astăzi. Hai să vă arăt cazarea și să vedeți cât de nașpa a plouat azi dimineață. Deci asta este camera în care stau eu, camera în care am stat și acum 6 ani de zile, un pat destul de comod, un aer condiționat nou, ăsta nu cred că era acum 6 ani, am aici un birou cu un internet extraordinar de bun, acolo sunt eu pe Tinder. Stați să văd cum se aprinde lumina la baie, că baia e mai funny, dacă aș putea, așa, asta este baia, asta este alcoolul pe care l-am luat pe avion. Deci da, asta este o cazare la 9,50 dolari. În primul video mi se pare că v-am spus că am dat undeva la 11 dolari, doar că am greșit, am făcut de calcul că eram pe banii, cum le zice, pe banii rupile din Indonezia. Deci da, asta este camera pe care tu obții cu 9,50 dolari aici, în Ho Chi Minh City, exact lângă Bui Vien, zona cea mai nebună din întregul oraș. Ok, pentru a vorbi în cunoștință de cauză, trebuie să vă spun care este moneda care se folosește aici. Este the Vietnamese dong, iar un euro este echivalentul a 25.000 de dongi vietnamezi. Prima chestie pe care trebuie să o facem este să băgăm hainele la spălat. Sunt foarte, foarte, foarte puține, doar că vreau eu să le spăl pentru că sunt câteva tricouri care îmi plac foarte mult și pe care vreau să le folosesc de seară, că trebuie să mă râs să mă văd cu o gagică, ca de obicei. E, și culmea, am venit exact la locul la care îmi spălam și atunci hainele. Hello. Not many. E, deci am face kilogramele. Wash and dry. Yeah. Yes, yes, everything. Deci probabil că la mine este suma minimă, o să vedeți. Hai să vedem cât îmi cere. Cred că trebuie să plătesc pe loc acum. Faza e că nici nu prea mai am bani, sincer să fiu, trebuie să merg să scoatem. O să merg să schimbăm 100 de dolari, pentru că nu am euro. De fapt am niște euro, dar cum iau la mine, i-am un rucsacul mare. Hai să vedem cât îmi cere doamna asta aici, că am niște bani de la aeroport. De când am ajuns. Deci mi-am dat seama că nu mai aveam deloc bani și ca să vedeți cât de simple sunt lucrurile aici în Ho Chi Minh City, vis-a-vis am găsit frumos exchange, ia să întrebăm. Hello? Sorry, exchange? Exchange? Yes. How much do you want? $100? Eu sunt convins că ăștia nu sunt exchange adevărat sau nu știu, am intrat, mi-a zis, noi du-te vis-a-vis, v-am dat vis-a-vis. Uitați aici, Gucci Tunnel sunt astea, am fost și le-am văzut. O să facem un clip și cu chestiile turistice, dar așa mi se pare mai interesant de asta de survival. Uitați aici, avem delta Mekongului în sud, noi suntem acolo, Saigon.
Și o să mergem și în delta Mekongului, evident. Am plătit și mi-a zis că pot să vin la ora 3. Acum este ora 12, la ora 3 am venit și mi-a luat hainele. M-a costat 50.000, deci 2 dolari. Mi-a luat puțin țeapă pentru că evident că este o sumă minimă pe care poți să plătești. Nu poți să iei, te duci acum cu un tricou și să zic că e da, ok, îți faci un tricou cu un dolar sau nu știu, nu un dolar, 5 cenți. De aceea plătești mai mult. De-aia oamenii care au multe haine, oamenii care sunt normali la cap și care au multe haine, în principiu vii și merită. Eu probabil că te-am luat pe aici, nu trebuia să coste mai mult de 20.000. Dar aveam tricourile pe care voiam neapărat să le, să le folosesc. Evident, următoarea mișcare pe care trebuie să o facem neapărat, pentru că nu se mai poate, este aceea de a mă tunde, pentru că vedeți cum poate să-mi stea părul. Sunt absolut oribil, sunt cel mai urât bărbat din lumea asta. Văd cum am băgat aerea peste domnul ăsta, cred, așa. Și am găsit tot pe stradă, tot pe stradă, exact vis-a-vis de cazarea mea, am găsit această frizerie în care sper să nu-și bată joc de mine fetele astea. De obicei mă tund doar la barbershop-uri, dar acum am zis că haideți să o ținem super aproape și să vedeți voi de ce merită să stai în zona asta aici și să plătești de puțin, pentru că ai totul lângă tine. Chiar mă gândeam cum o să fie video ăsta, pe unde o să mă duc, ce o să fac. Dar văd că este mai simplu decât mă așteptam, mă gândeam că trebuie să caut barul așa mai departe. Your haircut number one? From zero number one? You go number one. Yes, exactly, okay, exactly. But here, same? Okay, same. And here, after, just a bit, yeah? Perfect, thank you so much. Cred că ați văzut vlogul anterior sau vlogurile anterioare și v-ați dat seama din vibe-ul pe care l-am, că sunt extrem de fericit să mă aflu aici. Ce trebuie să fac eu în clipul ăsta, nu trebuie să arunc cu bacșiș, sau dacă arunc cu bacșiș o să vă zic, bă, vedeți că am dat bacșiș, care la evident că ține de la persoană la persoană. Mamă, deci nu vine să cred, bă, 26,5 dolari cheltuiam atunci în 2016. Deci este... Dar cred că și acum se poate. Chiar vreau să văd dacă până diseară pot să fac treaba asta. Haideți să vă arăt acum ce mănânci pe stradă cu sub un dolar, că am mâncat aseară, am vrut să bag în vlogul anterior, dar am zis că bag acum. Până mă tund eu, haideți să vedeți super, super sandwich pe care mănânci pe stradă la 20.000 de VND. Deci nu se poate, la ce haos aici, nu se poate, am zis că trebuie neapărat să-mi iau un bani mic. Și doamna asta inițial nu voia să filmez. Dacă ne-a spus că îmi cumpăr, hai să, are nicio problemă, pot să filmez. Credea că doar filmez. Thank you. Gata, bă. Ne-am luat de mâncare, frate, deci eram mor de foame, n-am mâncat nimic astăzi. Hai să vedem. O să facem și un video cu foarte multă mâncare. Acum e un simplu bani mic. Carne de porc. Niște chestii picante. Uitați aici, încă unul. Asta cred că este cel mai consumat sandwich, cea mai consumată mâncare de aici din. Mamă, ce fericit sunt, bă! Cel mai happy din lumea asta. A fost 20.000, un dolar, ceva de genul ăsta. Venit și cred că ăsta este de departe cel mai dubios tuns pe care l-am primit. Și acum mi-aduc aminte de ce mi-a distrus ăștia, de ce mi-au distrus părul atunci, frate, în 2017 mi-au făcut părul praf. Că ei nu sunt atenți și ăstea trebuie să explic. Ea voia să bage 0 până sus și a zis, doamnă, dă cu 1 până sus și bagă 0 pe urmă pe părțile astea, știi? Ideea că asta nu cred că tund de bărbații, mă, normal, tund de femei și nu știe cum. Se vede după modul în care pune mâna pe, cum îi zice, pe o mașină de tuns, plus că au o mașină de tuns, vai morții, fiți atenți. Și încă ceva, îți dai seama după cum o spune mâna pe cap, frate. Așa îți dai seama. La o femeie îți dai seama dacă știe ce face după cum o spune mâna pe cap. Bună asta. Interesantă de tot. Hai ca
acu, am trecut eu peste o regulă pe care de obicei o respect foarte mult, în sensul că îi zic să ia mai puțin decât zice ea, adică decât zice frizerul, acum exact cât a zis, i-am zis da, e ok, și cred că e cam mult, să-mi bat piciorul, asta e, nu mai spun nicio gagicosă, zic toate de mine că surd. Pana mea. Ești nebun, deci a făcut femeia asta o treabă excepțională, trebuie să mă spăl eu pe cap. Okay. No. It's okay. How much? 80,000. Okay. Deci mi-a zis 80,000. Yes. O să-i las eu. Ah, thank you. O să-i las eu. Hai mă, ce n-am. 200 am. Give me 100. Thank you so much. Have a good day. Bye-bye. Thank you. Deci cu 80.000 m-a tuns, 80.000 înseamnă sub $4. Cât e, mă, dacă e $25, $3 și ceva, i-am lăsat eu 20.000. O să-i punem și pe aia la calcul la final, că mă gândesc că și voi dacă veniți aici, nu o să faceți pe sărace să nu dați. Dacă eu dădeam, cred că am dat șpagă și atunci când eram super sărac. Dar nu, vreau să iau prin altă parte, că vreau să vă arăt altceva. O să mergem înainte și dreapta, vă arăt imediat. Uite, de exemplu... Masa, the manicure. Manicure? No, for men? Yeah. No, I never have. Same. I do manicure for you. No, not now, I need to go and meet somebody. 1 hour, okay? How much 1 hour? 300, 1 hour. Yeah, very nice. I do very strong. Come here. Perfect, thank you so much. No, come now. No, I don't do now, sorry. Ce nebună e, frate, uite. Hello. No, thank you. Thank you. Deci uitați-vă să vedeți, de exemplu, prețurile. La back massage, 30 de minute, $7, frate. Bine, vă dați seama că toate masajele pe care vi le oferă persoanele astea pe aici se pot... Și cu finalizare, evident. Uite, încă o spălătorie. Și uite, dacă bagi sub 2 kg, 40.000 de VNB. Deci mie mi se pare absolut șocant faptul că 6 ani mai târziu nu am făcut calculul în mintea mea să văd câți bani am cheltuit până acum, deci nu știu, dar mi se pare că în continuare e extrem de ieftin. Deci exagerat de ieftin. O să trăiești aici cu niște bani de ăștia așa la mișto. Ok, următorul pas, vreau să mergem să băgăm o cafeluță așa de prânz de ora 12, un egg coffee, și am găsit o cafenea undeva la vreo 700 metri de aici. Egg coffee este o cafea specifică zonei de nord, se găsește și se consumă foarte mult în Hanoi, o să mergem și în Hanoi, dar vreau să văd cum e aici în Ho Chi Minh City. N-am băut niciodată aici în Ho Chi Minh City cafea din aia. Străduțele astea reprezintă o chestie super frumoasă aici în Vietnam, pentru că te poți pierde pe acolo, mergi pe într-o parte, nu știi pe unde să ieși. De exemplu, acum trebuia să fac dreapta, am făcut dreapta, de fapt trebuia să fac stânga. Nici Google Maps nu este ok pe acolo și de-aia am ales să ies la strada principală. Aici avem un parc în față, parc pe care la fel îl cunosc extraordinar de bine. Am fost de o grămadă de ori aici. E nasol că plouă pe de o parte, dar pe de altă parte este bine că plouă. Ate să mergi la Circle K. Ăsta este un hotel unde o cameră, hotel decent, nu lux sau ceva de genul ăsta, o cameră undeva la vreo $23. Deja este mult comparativ cu cămăruța mea la 9.50. E chiar mult, mult. Aici un foot massage, 40 de minute, 130.000, deci așa zice discount 40%, vă dați seama că asta cu discount e așa cu duș întors. Asta este cea mai mare companie de basuri și cea mai cunoscută pe care o recomand cu căldură. Aveți foarte mare grijă cu ce basuri mergeți în Vietnam, pentru că ăștia conduc ca nebunii. Asta la fel este o stradă cu multe cafenele și aici, de exemplu, o cafea, cappuccino latte sau egg coffee, e 30.000. Dar asta chiar este o cafenea care arată destul de bine. Noi, cea pe care vreau să o încercăm, se află mai în față, la vreo 400 de metri. Hello? I want one coffee, I don't know what. Coffee milk, taxi milk. Coffee milk. Coffee milk? One coffee milk. One, please. Do you want this juice? What is this? Kumbok. You put in coffee? No, I will use. You want strong?
Ah, ok, e. Yeah. Deci nu știu ce e asta, frate, ce vă sunt de aici. But what is this? Kombucha. And you put this in coffee? Typical coffee. Sorry? Kombucha. You know? Kombucha. Okay, okay, and okay. And sugar and salt. Yeah. Okay, okay, okay. Yeah. You want your coffee? Yes. Coffee milk. Coffee milk, yes. Okay. Exactly. You want bitter or sweet? You want green bitter or sweet? I don't know. Not so. Milk? Ah, the milk. Yeah, milk. A little yes. Or a lot of? More milk. More. Okay. Yeah. Okay. Mi s-a părut drăguț locul omului și am zis, bă, m-am oprit deja să filmez și a venit spre mine. Și am zis, hai să duc să iau ceva. Deci aici au o cafeluță, uite, își face părul. Aici o cafeluță e 20.000. Uite, la fel, aici puteți să mâncați dacă vreți. Ăla este locul de unde mi-am cumpărat, astăzi când mergem acolo, să ne uităm. E locul de unde mi-am cumpărat eu iPhone 5 SE cu Taika Sugars. Ia uite cât de mișto. Părinte, că locare cumva să pună mai mult. Pune mai mult cu metri, lasă că te plătesc eu. Ia uite ce frumos mi l-a făcut. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Let me try and see how it is. Hello. Goodbye. Hello. Păi voi ați făcut cu mâna nebunelor, nu am venit eu cu camera peste voi. Are you okay? Really good. Yeah. Wow, so good. Yeah. I like it. Yeah, thank you. You are here? You work here since when? How many years? I am here 7 a.m. To 1 o'clock, 1 p.m. 1 p.m. every day? Yes, every day. Every day, perfect. Not Sunday. Not Sunday, not yeah. Sunday. Perfect. Thank you so much, very good. I love bye-bye. It. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Mamă, frate, cât de tare, bă! Dar să vedem unde să pun și o camera asta, să pot să beau cacao. Aici. Inițial, mie nu pare să-mi iau trepiedul cu mine, pentru că îmi place să țin camera în mână. Ia să ne uităm puțin, mă, la... A, nu pot să, așa, da. Trebuie puțin la păr? Da, da, e ok. Trebuie doar să mă spăl, că sunt jegos. Nu m-am spălat de vreo 3 zile. Și am învățat și eu să nu o mai spăl pe păr atunci când înainte de a mă duce la frizer. Adică nu în ziua respectivă. Dacă mă spăl cu o zi înainte, altceva, dar nu în ziua respectivă. Că se umflă părul și poate lasă taie mai greu. Schemul cu cafeaua asta, știți care e? Ăsta. Că îți pune foarte puțină. Deci, uitați-vă, e gheață până aici și ăsta. Vietnamul, în caz că nu știați, este al doilea consumator și producător de cafea din lume, al doilea sau al treilea, după Brazilia. Sau consumator de cafea. Oricum știu că sunt super și mei oameni cu cafeaua, sunt forță. Bă, deci eu acum am filmat real time, n-am făcut niciun fel de cut. Și gata, s-a dus cafeaua. Mamă, de s-a dus. Asta e. Iar asta este o intersecție extrem de importantă pentru viața amoroasă a bătrânului Backpack Your Life, pentru că după ce m-am întâlnit cu Hoa prima oară, am plecat în Japonia cu Vlăduț și când m-am în Coreea de Sud și când m-am întors cu Vlăduț și cu Sugars din Nord, m-am întâlnit cu Hoa pentru a doua oară, că eu ne-am văzut prima oară prin martie 2017 și pe urmă ne-am revăzut după vreo 2 luni de zile când am revenit eu în Ho Chi Minh City. Și pentru că eu stăteam, nu mai știu, eram pe aici pe zona cu produs, chiar nu mai țin minte unde stăteam. M-am întâlnit cu Hoa exact aici. Ăsta este locul în care eu m-am văzut cu Hoa. A,
Deci vremea acum este absolut demențială. După ce a plouat, deci ieri era o căldură undeva la vreo 35 de grade, acum cred că este undeva la vreo 26. E super fresh, deci se simte extrem de fresh totul. Și la fel, dacă vă uitați la bătrân de mult, poate că știți intersecția asta. Asta e cea mai importantă. Și nu o să uit niciodată ăsta, frate. Ăsta m-am suit eu ca să filmez în prima seară în care am ajuns în Ho Chi Minh City, în septembrie 2016. E super tare, Cristi râde de mine de fiecare dată când vorbesc cu el și îi zic: în septembrie 2016 făceam asta, în noiembrie 2017 făceam, bă, ăsta e nebun, coaie, ăsta știe pe zile, pe luni. Da, așa merge mintea asta mea seacă. Asta se întâmplă când nu-ți folosești creierul. Nu mă uitam pe Google Maps și mi-am dat seama că de fapt eu trebuia să nu traversez, trebuia să merg înainte să fac stânga pentru a merge la cafeneaua aia. Deci înseamnă că trebuie să stau din nou aici. Mi se pare super tare că sunt niște polițiști în spatele meu și se uită la mine cum filmez la nicio treabă. Dacă eram în Nigeria și filmam, și acum ar fi cum să vină să mă întrebe, să zică: bă, e o lege nouă aici, nu mai ai voie să filmezi. Nu știu cât de interesant vi se pare vouă tot ce filmez eu, faptul că filmez non-stop, dar eu sunt extrem de fericit și îmi vine să filmez orice, pentru că mă simt acasă. Când oamenii mă întreabă: bă, unde te simți acasă? De cele mai multe ori zic: bă, nicăieri, peste tot mă simt acasă. Dar nu e așa, acum îmi dau seama. Aici, într-adevăr, mă simt acasă, frate. Deci când am ajuns, a fost un feeling din ăsta de: ok, I'm where I'm supposed to be. Cam așa. Uite, și mamă, ce e aici, frate? Ia uite. Asta nu ții minte dacă era atunci sau eram eu prea sărac ca să observ. Ia uite, frate, aici Lamborghini, ești nebun? Da, bă, Lamborghini, Maserati, Ferrari. Să sperăm că următoarea dată când vin în când vin în Vietnam nu mă mai mir când văd mașinile astea, pentru că chiar eu cobor dintr-una. Nu să mă întreb niciodată de chestia asta. Indiferent de câți bani aș avea, nu e... It's not my cup of tea. Deci să mor dacă găsesc restaurantul ăsta. Cafeneaua Little Hanoi Egg. Deci cred că trebuie să fac pe aici, dreapta, să intru. Ia să vedem. Ia uite, bă, am găsit-o. Bă, mamă, cât de tare. Asta este cafeneaua, frate. Deci am găsit-o, era pe cât pe ce s-o ratez. Uitați-vă aici, într-un loc super dubios în care mănâncă lumea pe stradă. Uitați-vă aici, așa o bucătărie. Nu știu ce dracu. Bine, tipic vietnamez, dar foarte mișto. Thank you so much, come on. Thank you. Ia uite aici. Mamă. Ia uite, frate. Mamă, bă, ce loc sunteți nebuni. Mamă, frate, asta e, bă, faza aici. Că în Vietnam ai o grămadă... Era să cad. Om, era să... Bă, asta cade, frate, nu poți să te iepăși ceva. Ia să te iepăși. Vedeți să ieși, dacă te așezi pe ea, ia mă, ce dracu, sunt eu... Nu. Asta e faza, frate, aici în Ho Chi Minh City. Este o grămadă de locuri din astea super ascunse, de care habar n-ai. Uitați-vă cât de frumos poate să arate aici. Something? Yeah, wait me one second. Ah, perfect. Thank you. Thank you. Thank you. Mă, mă, stai că mă luat și la bătaie, ești nebun. Hi, can I help Hello. You? Hello. I don't know what they want. You have to recommend me something. All right. Take the menu and take your time. Perfect. Yes. Thank you so much.
Thank you, thank you. Deci, ce îi zic eu fetei de aia? Ah, yeah, yeah. Some nuts. Yes, yes, yes. Better, no, no, I'm going to stay on the chair. All right. No problem, thank you so much. Deci era o problemă, frate, nu era că sunt eu. Yes, this is what I do. Oh, awesome. Yeah. Wow, so cool. Să te uitați testul de aia, bă. De dacă vrei să, cum îi zice? Să, cum îi zice, mă? Să coși, mă. Deci prețurile, aici evident că totul este mai scump. White breads, deep creamy eggs. Ah, ok. So, I know what I want. Yeah. This is the specialty? With signature is egg coffee. And you see the new dish is white bread with deep creamy egg. No, no, I want the egg coffee. Yes. You want hot or cold? Hot, please. Hot, yes. Hot. And also, I want also something to drink. To drink the tea? We have the tea right here. Okay. Yeah, yes. Yeah, yeah. Give me some, I don't know, which tea you recommend me? The tea. I recommend kumquat ginger tea. Kumquat? Okay. Yeah. Okay, that you, one. You want hot or cold? Cold. So the cold. Coffee hot and yeah. And the tea cold. Yeah, all right. Perfect? Yeah. Okay, thank you so much. So there's the tea, yeah? Yeah. Perfect, thank you so much. Aici spune the history of an egg coffee. Zice că ăsta a fost făcut în Hanoi, undeva în 1940, de un barman vietnamez care lucra într-un restaurant franțuzesc. Până în 1975, Vietnam a fost separat, bla bla bla, nu știu ce. On the contrary, the residents of Hanoi were very poor and condensed milk was too expensive for them to buy. Deci nu puteau să-și cumpere, deoarece era extrem, extrem de scump laptele și pentru că oamenii, deci oamenii foloseau ou în loc de lapte, dacă vă vine să credeți. Și ăsta era foarte popular in Saigon and because of American Army, milk was very easy available. În Saigon, da mă, ce tare! Pentru că aici erau mulți americani, evident în zona asta, mamă, deci iar mă emoția, să mură cât de fericit sunt ăsta aici, să-mi bat piciorul. Deci nu vă dați seama, iar mă iau un breakdown emoțional din aia, atât de fericit că sunt aici, nu vă dați seama, sunt atât de fericit, de cea mai mare fericire pe care am trăit-o de ani de zile, nu se compară nici cu fericirea de a avea o relație, de a fi cu cineva, e o chestie, nu se poate explica, așa, deci americanii care au venit aici în sudul țării, evident, ei cum beau cafea cu lapte și de aia erau foarte obișnuiți cu laptele și de aceea aici în partea de sud se bea multă cafea cu lapte, acolo în nord, pentru că nu se găsea lapte și pentru că nici nu aveau un incentiv să aducă lapte sau să cumpere, să importe lapte, să aducă lapte din sud, mai ales că nu se putea atunci din cauza situației politice, au zis, bă, ce facem? Și au făcut cu ou. Nu mai țin minte cât costa cafeaua asta, n-am mai văzut, nu știu acolo preț, dar știu că era mai scump. Stați că a venit ceaiul. Deci o să vedeți de-a lungul, o să vedeți de-a lungul seriei, de-a lungul ceea ce fim prin Vietnam, că pe mine o să mă mai ia așa, o să mă mai ia chestiile astea de bucurie. Poate exagerate pentru mulți dintre voi, că o să ziceți, bă, ce dracu te bucuri așa toate prostiile. E și greu să vă explic, pentru că eu tratez clipul ăsta Vietnam, adică ce filmez aici, mă gândesc că voi deja știți ce e prin Vietnam, dar sunt vreo 300 și ceva de mii de persoane care au venit de ultima oră de când am fost eu în Vietnam, sau vreo 300.000 de oameni care poate nu știu, zic, ce dracu este atât de fericit, bă, cu țara aia, să ne explici și nouă ce e pe acolo. Hai să vedem ceaiul ăsta. Un ceai normal, nu are nimic special. De obicei aici la ăștia ceaiurile nu au deloc zahăr, chestie foarte bună pentru că mi se pare stupid. Ceaiul cu zahăr nu face deloc, mai ales dacă e, cum îi zice, dacă e ceai din ăsta natural, nu, să fie fără zahăr. Thank you. Stați că eu sunt prost, bă, deci fiți atenți aici. Ăsta este ceaiul din partea casei, ăsta este ceaiul care îți vine de la ei și asta este egg coffee-ul. Hai să încercăm bunătățile astea, frate, deci cafeaua îmi place mult de tot cum arată. Ia. Mamă, deci este super văscoasă din cauza oului, evident. Uitați-vă puțin. Deci, stați. Că nu vreți să-mi vedeți mie fața. Uitați, de exemplu, mamă, cât de creamy poate să fie, bă! Mamă! Ia, hai să încercăm.
Bă, este o bijuterie cafeaua asta. Deci dacă găsiți în București sau în România, dacă există restaurante vietnameze sau cafenele vietnameze care fac asta, băgați neapărat. E de nota 10. Deci este de nota 10. Și să încercăm și ceiulețul ăsta. Asta o să fie scump, evident. O să fie mult mai scumpă decât ce am băut mai devreme, clar. Tot așa. Asta este cu lemongrass și cu mint. Extraordinar de bun. Deci asta este ceiul pe care am plătit, pentru care am plătit. Și asta este gratuit din partea casei. Asta se simte că e gratuit. Simți că e gratis. În timp ce ăsta... Forță. Asta e puțin. După ce dai de crema aia, de-abia atunci ajungi la cafea. Deci asta este o cafea foarte light. Extrem, extrem, extrem de light. Ia. O secundă. De-abia acum pot să beau. Până acum am sub crema. Da, e light. Sau nu e light. Nu știu cum îți dai seama cu cafele. Am dat seama dacă mai încolo mă ia tahicardia. Da, bună. Foarte bună. Thank you. Sorry. Thank you. Where you from? Where from? I'm from. I'm from Romania. Romania. Yes. And what's your YouTube channel? Give me your phone. Yeah, okay. Yes. Păi dacă îți fac eu, dacă îți fac eu un clip din ăla în care zic, tu spargi. Sorry. Oh, it's awesome. I already subscribed. Yeah. Stai la telefon, nu-mi închide. This is yeah, much. Thank you. Perfect. Thank you. Thank you. Deci eu am crezut că aici o să fie mult, mult, mult mai scump, dar nu, totul a costat 95.000. Deci asta înseamnă undeva la cât? La sub 4 dolari, frate. Bă, sunteți nebuni, sub 4 dolari. Stai să-i las fete asta, ăsta e un dolar, o secundă. Stați să vedem dacă am, că, a, uite am aici de 50.000, nu, uite-mă de 20.000. Îi las 25, chiar am dat una de 200 și las 25. Ce prost sunt, frate, eu... În fine, nu mai contează. Eu trăgeam un loc să împing și scrie acolo. Așa, acum mi-a venit și ideea, pe loc, să anunț tururi Backpack Your Life și vreau să fac un tur în Vietnam. O să vină și un video dedicat, dar pentru cei care au ajuns deja până la acest minut în vlog, dacă vreți să veniți în Vietnam în 2022 cu bătrânul Backpack Your Life, scrieți-mi. Locuri ultra limitate, pentru că știu că o să fie haos, că nu o să anunț oficial treaba asta. Dacă în 2018 am avut peste 100 de persoane care au vrut să vină și am selectat de acolo 8 sau 7 sau 9, nu mai țin minte, nici vreau să mă gândesc cum o să fie acum. Aveam 180.000 de abonați atunci. Acum o să vină mult mai multă lume. Dacă vreți un tur Backpack Your Life, scrieți-mi. Deci da, am super bună cafeaua, excepțională. Ia să vedem cât mai e mâncare aici. Eu nu o să mănânc pentru că astăzi sunt la foarte puține calorii și de aceea nu mănânc, dar un banh mi la fel un dolar. Un banh mi cu pho mai, nu știu ce, la 25 de mii, deci tot un dolar, deci banh miu e 20.000 și dacă vrei și cu o supă mai dai încă 5, adică un dolar cu supă, sub un dolar fără supă. Dacă vrei. A, uite aici, de exemplu, uite, noodle soup, nu știu exact care este prețul și nici nu vreau să întreb, că o să întreb și nu o să mănânc. O să zic că ăștia, bă, e sărac, dar vă zic eu că este mega F. A, uite aici, 30.000, da? Rice, chicken, beef, egg, 30.000, 1 dolar și ceva, nu mai mult. Deci dacă vrei să mănânci ieftin, poți să o faci, se poate mânca în continuare extrem de ieftin, extrem de bun. O să facem un food tour la un moment dat și o să mâncăm niște chestii super interesante pe aici. Pe lângă faptul că evident că o să mergem să mâncăm din nou câine și pisică și alte nebunii, pentru că nu am fi backpacker live dacă n-am face asta. Hai să intrăm la Circle K, să ne uităm acolo puțin la prețuri.
Mamă, mamă, deci începe să plouă, bine că mă duc acasă. Deci ăsta este Circle K, un fel de 7-Eleven, ca să-i zic așa. E nou 7-Eleven aici, dau acest Circle K, nu știu la ce să mă uit la prețuri exact, să pot să vă compar. Nici nu știu dacă îmi trebuie neapărat ceva. Uite, din astea M&M-uri sunt 49.000, $2 astea. Au o grămadă de chipsuri, o grămadă de chestii. Dacă vă interesează, asta este Seaweed, dacă nu mă înșel. Ceva de genul ăsta, 8.000 VND, 55.000 de VND. Extrem, extrem de ieftin totul. Hai să-mi iau niște apă totuși. Unde e apa? Aici. Apa este 13.000. O să-mi iau una singură acum. Very yeah. Beautiful here. Yeah. Yeah. Nice people. Yeah, thank you. Perfect. Thank you so much. Yeah. Bye bye. Yeah. Yeah, hai să. Bă, aici către mine, nu, mai în față. Niciodată tot timpul comparam intrarea asta cu cealaltă, adică tot timpul le confund. Nu știu care e a mea. Bă, ia să vedem că eu mi-am scris totul pe telefon aici, toate cheltuielile, să trecem și asta. Apa 13.000. 13.000. Deci am dat așa. Stați puțin ca să facem calculul. 220.000 cazarea, cu 50.000 a fost laundry-ul, deci 270.000, 270.000 cu 100.000 a fost tunsul, 370.000 cu 20.000 cafeaua aia, 390.000 cu 120.000, 510.000 și cu 13.000, 523.000. Deci au fost 523.000 de VND până acum, care înseamnă? Înseamnă 106 lei. Deci au fost 106 lei, dar nu am mâncat. Dacă mai băgam mâncarea, haideți să mai băgăm mâncarea încă, nu știu, pentru o persoană care vrea să o ardă, budget, dar totuși realist, hai să punem așa pe un absurd, că mă gândesc că poate mulți dintre voi n-ar mânca așa chiar de pe stradă, să zicem $10 maxim, bă, deci maxim $10. În care aș băga și câte 2-3 beri, din punctul meu de vedere, $10, ceva de genul ăsta. Deci ajungem la 33 de dolari. Dar, dacă ar fi să calculez asta raportat la cât mănânc eu și raportat la cum mănânc eu, dacă ar fi fost o zi în care aș fi mâncat și aș fi vrut să mănânc pe budget, aș mai adăuga încă $5 la toată combinația asta, pentru că atât aș mânca eu. Deci de la $23 mă duce la $28, ceea ce înseamnă că aș cheltui mai mult cu $1.5 față de cât cheltuiam acum 6 ani de zile, în condițiile în care astăzi m-am tuns. Pentru că nu te întunzi în fiecare zi. Deci astea sunt prețurile în Vietnam în 2022. Și am mers prin aceeași zonă ca în 2016, am fost aproape prin aceleași locuri prin care am fost în 2016, și nu m-aș fi băgat cafeaua aia scumpă, aș fi luat-o cu doar cafea de pe stradă. Asta ca să vedeți cât de bună este această țară. Nu uitați de turul, dacă vreți să-mi scrieți, găsiți mail în descriere, backpackerlife@yahoo.com și dacă e bine, și eu văd că e foarte bine, tur Vietnam Backpacker Life 2022. Scrieți-mi. Love you. Pa!